Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Deci, țineți minte, adevărata închinare, închinarea reală prin care poți birui ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să se manifeste la toate cele trei nivele. La nivelul trupului, la nivelul sufletului și la nivelul Duhului. În momentul în care această plinătate are loc în ființa ta, spun că aceea este o închinare reală, o închinare autentică, o închinare care nu se poate copia de la unul și celălalt. Haideți să fim sinceri. Dacă vedem pe unul că ridică mâinile, e foarte ușor să-l copiezi, nu? Da. Nici una. Dacă vezi că unul strigă de bucurie, strigă, să zicem așa. Ok, strigă. E foarte simplu să te apuci să strigi și tu. Însă, când vorbim despre acea închinare la nivelul Duhului, este ceva mult mai profund. Este ceva mult mai personal, este ceva mult mai intim. Este momentul între tine și Dumnezeu. Eu îndrăznesc să spun că este momentul maxim. Era acel moment în care tu intri în Sfânta Sfintelor. Deci trebuie să ne închinăm la... Haideți să vă aud! Ok, vreau să mergem puțin mai adânc în ceea ce privește închinarea la nivelul trupului. De multe ori întreb pe cineva, și cum am fost la biserică? Cum a fost închinarea la biserică duminică dimineața? Și mă trezesc cu răspunsul ceva, ziceam, wow, păi, dar ce fain au cântat ăia, mă, și-au avut o melodie așa super, deci o închinare extraordinară. Sau întreb pe altcineva, și cum a fost închinarea la biserică? Nu știu, mă, aia, se tot plângeau, melodii triste, stăteau pe genunchi și ceva de genul ăsta. Prin asta mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care au impresia că închinarea înseamnă muzică. Că închinarea înseamnă... Mulțumesc că m-a ajuns. Că închinarea înseamnă niște cântece. Să nu trăiți, fraților, cu ideea asta. Închinarea este un mod de viață. Închinarea merge dincolo de muzică, merge dincolo de o simplă ridicare a mâinilor, merge dincolo de emoții. Închinarea este un mod de viață. Practic, orice lucru care îl faci din dragoste pentru Dumnezeu este o închinare. Amin. Deci închinarea nu înseamnă muzică. M-am gândit, am uitat că am și... Okay, m-am gândit că pentru a fi un biruitor ai nevoie de arme. Ați văzut vreodată un câștigător care n-are scop? Vă zic eu că nu o să vedeți niciodată. Pentru că e clar, în momentul în care nu știi ce trebuie să câștigi, nu știi cum trebuie să câștigi, trăiești fără țintă, trăiești degeaba. Așa și noi. Dacă vrem să biruim, dacă vrem să ducem o viață de biruitori, trebuie să avem claritate. Și vă zic eu un loc unde găsiți acea claritate. În prezența lui Dumnezeu. Acolo ai parte de claritate, acolo găsești răspunsuri pentru problemele tale, acolo găsești tot ceea ce ai nevoie. Știți că acea claritate nu o dobândești foarte ușor. Deci poți să găsești claritatea aceea atunci când pătruzi în adânc. Nu o să ai parte de claritate dacă te limitezi doar la închinare la nivelul trupului sau o închinare emoțională. Și claritatea o primești atunci când pătrunzi în adânc cu Dumnezeu. Și acum mă gândesc la Petru.
Petru a fost omul care a dat-o în bară de foarte multe ori, însă ceea ce am admirat și admir în continuare la el este că, indiferent de situație, a fost alături de Dumnezeu, de Domnul Iisus. Este adevărat? Eu cred că a fost tot timpul lângă el, chiar dacă făcea el una alta, punea întrebări ciudate și așa mai departe. Mă gândesc la situația în care Domnul Iisus apare pe mare și sunt valuri și ucenicii erau și se temeau și dintr-o dată apare Domnul Iisus. Ce spune Petru? Doamne, stai acolo că eu stau aici. Sunt în barcă, la mediul meu de siguranță. Tu plimbă-te cât vrei, fă-i ce vrei, eu stau aici. Așa a făcut? Ce a zis Petru? Doamne, vreau să fiu acolo unde ești tu, chiar dacă asta însemna să-și pună în pericol viața, nu? Pentru că mergea pe valuri, apa adâncă, nu știu, mă gândesc că știa să înoate, dar prin furtuna aia nu prea aveai șanse să reziști. Și Petru, totuși, a vrut să meargă acolo unde Domnul Iisus era. Și a pășit cu Dumnezeu cu Domnul Iisus pe valuri. Eu vă invit acum să priviți spre ideea de a păși în adânc cu Domnul Iisus. Pentru că în adânc există claritate. Unde e apa limpede? La mar? La mar? Sau în adânc? În adânc, fetelor. Acolo este claritate. Acolo pot să spun că e acele momente profunde între tine și Dumnezeu în care tu îi spui ceea ce ai nevoie și îți spune, uite, asta e soluția, asta trebuie să faci. Mergi în direcția aia, nu întoarce-te. Și mai departe. Însă, nu vă mulțumiți. Nu vă mulțumiți să vă murdăriți cu apa de la mal, care e murdară. Asta e realitatea. Nu vă mulțumiți cu jumătăți de măsură. Nu vă mulțumiți numai cu închinarea la nivelul trupului, ci pătrundeți în adânc cu Dumnezeu. În Sfânta Sfintelor și acolo veți avea parte de claritate și veți ști exact ce strategii să aplicați ca să biruiți sau ce arme să folosiți. Poți birui prin închinare atunci când îți concentrezi atenția asupra lui. Alina a atins subiectul acesta și l-a atins foarte bine. Când m-am apucat să scriu despre punctul ăsta, m-am gândit, Doamne, cum e asta? Îmi concentrez atenția asupra Ta. De multe ori vin înaintea oamenilor și le spun, ok, gata, este momentul să vă decuplați de ceea ce aveți acasă, de gândurile voastre, de problemele voastre, este momentul să intrați în prezența lui Dumnezeu. De multe ori e nevoie să tragi, să le zici, haideți, că este momentul tău, este momentul în care trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu. Alte ori este simplu. E de ajuns doar o scripire și oamenii intră în prezența lui Dumnezeu și toată atenția lor este asupra lui Dumnezeu. Însă astea sunt cazuri foarte fericite, din păcate. Mă gândeam, Doamne, de ce vrei ca toată atenția noastră să fie a Ta? Și oare, de ce așteaptă Dumnezeu asta? Cristi, de ce crezi? Că tot îți spune Dumnezeu, hai Cristi, gata, lasă școala acum, lasă familia, lasă prietenii. Să-l întreb pe Cristi celălalt. Îmi pare rău, eu ziceam de Cristi, dar sunteți unul lângă celălalt. Vorbeam cu tine, Cristi mai mare. De ce? Pentru că El merită. Este un răspuns simplu și clar. Și ok, de multe ori spunem ok, Doamne, gata. Toată atenția mea este a Ta.